aici. M-am și un info de făcut cu poliția română care mi-a permisul pe degeaba. Deci te dau un judecat, în jur pe familia mea că te dau un judecat. N-am asigurare, bun, ia-te-o lumele. Pentru ce mi-ai permisul? Păi ce? Păi ce mi-ai cerut? V-a rugat frumos de trei ori să vă duceți la mașina dumneavoastră. Domne, dar ce mi-a cerut? Asta v-a cerut. Păi și ce v-am cerut? Am pus la mașină. N-am voie să vorbesc? Bă, nene, da, sunt aici cu poliția română, n-am asigurare la mașină, pentru că nu ne-a dat voie să ieșim din casă. Și acum vreau să-mi permisul că n-am asigurare. Păi bun, și dacă eu n-am, ia-mi frate pe alea, numerele, dar pentru ce mi-ai permisul? Pentru ce mi-ai permisul? Băi, sunteți începător, mă, să mor eu. Eu vă spun. Te rog frumos, spune și mie cum te numești. Că vreau să-i dau o judecată, chiar te rog. Cum? N-am înțeles, mai tare puțin. O să afli pe procesul verbal. Chiar te rog frumos. Dar să știu și eu pentru ce mi-ai permisul. Băi, domnule, dar mi-ai permisul degeaba. Păi nu, dar mi-ai permisul degeaba, pe ce? Băi, frate, tu mi-ai permis degeaba, copil. Te mi-ai permis degeaba. Mi-ai luat plăcutul pentru ce mi-ai permis. Bă, tată, dacă mi-am luat numere, am recunoscut. Ascultă-mă un moment, dacă ții, ești pasiv, îi dai amendă pentru derajare și șoferul. Mergeți la mașina dumneavoastră, până face colegul meu, până scrie. Bă, dacă o recunosc și spun, bă, n-am asigurare bun. Să-l dau aici la linie. Ce trebuie să facem? Mergi la mașină. Ce trebuie să faceți? Spune-mi tu ce trebuie. Dar nu-i corect, mă, frate. Spun, bă, de două luni de zile n-am avut. N-am ieșit, că ne țineți voi în casă. N-am ieșit, nu ale. Păi dar pentru ce, frate, mă? Haideți, mergeți, vă rog, la mașină. Păi la mașină sunt tot. Așteptați la mașina dumneavoastră. Haideți, mergeți la mașină, vă rog. Dar să-mi ia permisul de geamă, n-are cum să-mi ia permisul. Haideți, mergeți la mașină. Te rog că frumos, mă, nu mai pune mâna pe mine, mergi singur la mașină. Nu pune mâna pe mine, că n-ai cum să pui mâna pe mine. Aole. Păi n-ai cum să pui mâna pe mine, degeaba, stau la mașina mea. Da, mă, ne ține poliția, că n-am asigurare. Ia, mă, plăcuțe la mașină, dar nu mi-ai tu mie permisul, că n-ai cum ești copil. Nu mi-ai permisul pentru ce? Păi n-am asigurare, am înțeles. Am recunoscut pe tata, n-am asigurare. Așa. N-am asigurare. Așa. Dar tu mi-ai permisul pentru ce? Păi ce ai făcut? Păi nimic. Eu n-ai făcut nimic. Scandalul ăsta pentru ce-l faci? Bă, tata, ăsta e scandal? Dar ce faci? Că spun și eu să-mi iei permisul? Dar n-am voie să-ți vier? Pe cu permisul? Merg, stau acolo, am copii, am ale, nu trebuie să... Bă, frate, așa vorbesc eu, că așa sunt plămânii mei. Recunosc că n-am asigurare, îi spun, bă, tata. Am să întâlnim, stau la linie ce aici. N-am asigurare bun, de două luni de zile n-am ieșit din casă. Ce trebuie, mă, să facem atâta chestii, mă? Trebuie să fim așa comuniști, mă, frate, mă? Dar nu mă înțelegem deloc. Lasă-mă să mai treacă o lună, două, să ieșim în stradă lume. Să vedem ce face poliția română, și indiferent. Dacă câștigă vreodată cu lume, amoară familia mea. Asta trebuie, bă, să facem. Trebuie să ieșim în stradă pentru toată lumea asta, că nu mai e corect. Să ieșim în stradă, vedem ce face. Auzi, bă, nene, auziți și voi la el că n-am avut asigurare bun. Bă, frate, și recunosc, n-am avut asigurare. Corect. I-am plăcut, la mașină, dă-le, te rog frumos, jos. Dar tu mi-ai permisul că n-am asigurare? Auziți, bă, începător de polițist. Auziți și voi, începător de polițist. Că mi-a permis. Normal, când suntem în haine de polițist, suntem toți mecheni. Asta e. Bun, am înțeles. Dar nu-i nimic, începători de ăștia, de bulangii de ăștia începători. Polițiști de ăștia începători. Dracu, de aici de frai. Ce să fac, frate? N-am făcut nimic. N-am avut asigurare că n-am ieșit cu mașina aia lantă, cu toarecul, și n-am ieșit
de 3 luni de zile cu mașina. Și plecam în ora să-mi fac asigurare, să-mi fac ală. Și mă oprește un începător de poliție și spun: bă, frățiorul meu, chiar corect, n-am asigurare, nu m-am controlat, merg acasă înapoi să mă să fac asigurare. Își face meseria el de polițist, mai iau un grad acum. Poate mai dă un grad. Băi, așa, băi, frate, nu se face așa, băi. Nu se face așa. Ce s-o face? Păi tu îți dai seama că, indiferent să mor aici, de mi-a permis să nu fac, de nu dau în judecată, să moară familia mea, de o lasă. De nu fac și condiții sociale. Da, am recunosc că n-am asigurat, mă, numere, dă-le tu jos. Nu le dau jos, dă-le tu jos, că de-aia ești polițist. Mă prea pe mine să dau numerele jos. Nu dau, mă, niciun număr jos. Dacă vrei, dă-le tu jos. Și când am dat numerele jos, auzi că nu te supui la ce... Pe ce mi-ai zis, mă, să fac? Mi-ai zis să fac ceva și n-am făcut? Tu ai obligația, tot de numerul jos ca polițist. Băi, frate, îmi ia permisul sau nu mi-a permis? Da. Milea, te rog frumos să scrie acolo. Te rog frumos să scrie acolo dacă mi-ai permisul, că mi-ai permisul pentru că n-am asigurare. Chiar te rog frumos. Că altfel nu semnezi nimic. Râzi, nu? Bine. Râde, mă, uite. Uitați-vă și vă, mă faceți să uitați, râde. Bravo, bossul. Râde, mă. Râde, mă, râde. Ce trebuie să fac ca să-mi iau numerele maestre? Trebuie să fac asigurare, să merg cu asigurare, nu? Să mă duc la IPC, la inspectorat, la ILFO, la glucoză. Ok. Cu asigurarea, nu? Da, da, ok. Măcar să-mi ia permis, să văd și pe ce mi-a permis. Da, mă, nene, ca să vedeți și vă ce face poliția română. Șmecherași de ăștia care când sunt civil nu mai sunt băieți. Nu-l prind eu civil, hai de capul meu. Să mor aici de n-a zis că mi-au unchiule, de n-a zis că mi-a permisul, auzi și tu că n-am zis să facă. Păi ce să fac, mă? Ce să fac? N-am asigurare corect. Ia numere de la mașină. Dă-le tu jos. Și i-am zis că n-auzi că nu te-ai supus la ceea. Pe ce mi-ai spus, mă, să fac? Ce mi-ai spus să fac? Ești copil, nu mi-ai permis tu degeaba. Să-mi ia. Bă, frate, nu mă mai sunați, vă rog eu frumos. N-am avut, frate, că n-am ieșit de 2 luni, 3 luni de zile cu ea. Unde dracu mai ești? Că am două mașini și am la el alant. Și am ieșit cu asta să-i fac asigurare lui asta. Ca prost am ieșit cu asta. Am ieșit cu ea și... M-a prins, șmecheraș ești. Băieți! Trezi și eu. Uite, și îmi ia numerele pe timpul ăsta să stau două luni de zile fără numere la mașină, că e închis peste tot. Din februarie. Specific acolo, cu tine vorbesc sau ce faci tu. Din februarie nu am. Hai, frate. Păi dacă v-am spus că nu ies cu ea de trei luni de zile. Recunoaște, fii sincer. Am recunoscut și am spus așa, bă, frate, n-am asigurare că nu ies cu ea de trei luni de zile. Și dacă intrați în noastră sau intrați în noastră? Păi de la mi-a ieșit cu ea. E prima oară când ies și plecam să fac asigurare. Răspundeam. Acum plecați, faceți sigurare. Răspundeam. Păi ai răspuns. Poftim.
nu avem asigurare, răspundeam. Dar permisul de ce mi-l iei? Am oprit astăzi peste 70 de mașini. Maestre, permisul pentru ce mi-l iei? Asta vreau să știu. Dar nu e gust să scrie. Deci vă rog, nu semnez nimic. Să scrie pe aia că n-am avut asigurare și mi-a luat permisul. Chiar vă rog frumos. Păi o să vorbesc. Că m-a trimis la mașină, nu? Păi da, acum stai la mașină. Ok, ok, stau la mașină. Te rog frumos să comunice pe procesul verbal că nu semnezi nimic. De ce mi-a permisul? Că n-am asigurare la mașină. Ai frate, ce să vezi? Ce să vezi? Începător de poliție să moară mama. Mai ce să vezi? Niște puști. Că ăștia vreau să-și facă... Că ăștia vreau să facă șmecherie și... Dar stai să mă pot ce mi-a mie permis. Băi, Aurel Muntean. Băi, voi ăștia care vorbiți. Voi ăștia care vorbiți, stai tu în casă, că tu ești un fraier, stai tu în casă. N-am avut asigurare și am zis, băi, n-am asigurare, corect. De la bun început le-am zis că n-am asigurare. Dar băi, șoferul, bă, ce mi-a permis? Bă, asigurare? Aurel Munteanu ăsta. Cred că n-ai nici permis să stai tu în casă acolo, că n-ai nici cu ce să mergi cu bicicleta, nici cu trotineta. Păi o să scriu, o să scriu mențiuni, dacă mi-a permis. Să vedem pe ce. Păi să vedem, mă. Da, o să scriu mențiuni. Să vedem pe ce mi-a mie permisul, că n-am asigurare, auzi. Hai, nu se poate așa ceva. Dă-l dracu, mă, că să moră de nu-l iau. Dă-l dracu de aici de permis și de orice, dar să vedem pe ce ia, că vreau să dau un judecat. Să vedem. Da, am recunoscut de la bun început, le-am spus, bă, fraților, corect, recunosc, n-am permis, nu mai controla fraților meu, că n-am permis, spune ce trebuie de făcut. Hai, mi-a bine, frate, ia-le, dă-le jos, hai. Dă-le jos, dar permis de ce mi-e, mă, frate? E corect, te întreb ca polițist să-mi ia permisul? Bun, plăcut, l-am avut asigurare. Dar e corect să-mi ia permisul? Dacă tu spui că e corect, dacă tu spui că e corect să-mi ia permisul, eu spun că e ok. A, ok, asta vreau să văd. Asta vreau să văd. Hai să vedem, că adică nu mi l-a luat nimeni. Dar să vedem dacă mi l-a. Mă, ce să mai sun la 1-2 veri? Lasă că te văd ce faci acum și să mă rădui nou direct în judecată dacă mi-a permis. Dă-i dracu, dă-i de începătorii, dracu. De polițiști infecți. M-am luat cu ei, dar a venit încă vreo două echipaje aici. M-a speriat și ăla a încercat să spună, ia mă mâna după mine, mă. Uite-o mâna pe mine, băi, polițistii, uite, n-am o șmecherașii, n-am o șmecherașii, mi-a luat numerele, să moară mama, mi-a luat numerele la mașină. Ai, au dreptate, că n-am avut asigurare, dar să vedem pe ce mi-a permis. Ai, dacă am ieșit, dai dracu, uite, n-am controlat nimeni, până acum am controlat asigurarea asta. Și ăștia au controlat că sunt băieți. Băieți buni. Asta e. Eu să mor pe locul ăsta. Dacă cere original, decât să le dai cea mai mare bătaie original. Dacă nu, pe bun adevărat, te duci cu ăștia la pușcărie. Te duci pe bune, te duci cu ei la pușcărie, pe bune te duci. Asta e.
n-ai ce să faci. Aștept acum o lună de zile, două luni de zile, ca să vezi și tu, ca să-mi ia numele. Și azi trebuia să vând și mașină. Ai, Doamne, bă, ce-mi face polițiștii? Măcar îmi faceți și mie de-aia la mână să ajung și-o până acasă la Lilici? Ce să vă fac la mână, locul la numere? Da. O să lăsați aici mașina. Cum să o las aici? Chemați transferul de la... Să o las aici? Pe și-o... Păi n-aveți voie. Pe și-o plătiți, o plătiți voi? Plan forma? O plătiți voi? Să o plătim noi? Da, o să punem bani. Păi cum fi bine? Da, măi... Cum să... E criză, frate, afară. E criză, e coronavirus. Da, da, da. Băgăm toți câte 20 de lei. Și plătim, păi, plătim pentru Tuareg. Păi ăsta e pentru Tuareg, păi normal. Crezi că ești primul așa lăsat fără numere cu Tuareg? Stai liniștit că am lăsat și cu Ecla din 2020. Mă lasă, frădăl, treacu, asta nu-i mașină, mâncați, ești gura ta. Am înțeles, deci nu e mașină. Nu e mașină, pentru mine nu e mașină. Dar și ce mă oftică? De ce? Pentru că o să aștept acum o lună, tu, ca să mă să-mi iau numele. Că e închis peste tot. Nu e de repetitivul lucrează. E deschis, sigur? Da, da. Oh. Face, numai că lucrează online. Trebuie să faceți online. Ori chemați platformă, ori lăsați acolo mașina. Dar nu-mi las mașina, frate, aici. Cum? Nu-mi las mașina aici. Dar nu-mi las mașina aici, zic. Păi unde să se lași? Păi zic că nu-l lăsă aici, normal că nu-l lăsă. Păi dacă plecați cu ea fără numere... Se întocmește de dosar penal dacă îl votați. Chem platformă, barul ăsta, că știu ce. Nu eram atât de prost să-mi facă la mie dosar penal. Atât de prost era să plec cu mașină. S-a găsit hoțul cu prost. Cunoaștem legile mai bine decât voi. Cunoaștem legile! Da, 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 știu! Vreau să văd dacă mi-a permis. De asta țin live-ul ăsta, că nu țineam. Băi... Băi Pit Cătălin ăsta. Bă, într-adevăr, am greșit, că n-am asigurare, corect, dar să vă pot ce mi-a permis, dar tu că vorbești așa, ești un fraier, că voi ăștia șmecherași ăștia vorbești, numai șmecherași ăștia vorbești așa pe aici, ești nebun, că dacă ai fi tu în față, n-ai vorbit în viața ta, stați liniștiți, aia nu, în jur, nu vorbesc curând, nu am pomintea la fraier de ăștia. Ce să primească, bă, știa mă, că ăștia nu-i, ăștia nu-i sunt stare să primească, mită nu sunt stare. Să mură nici mită nu e în stare să primească. Ăștia nu sunt în stare să primească nici mită. Tu la tine de polițiști ăștia, nu vezi? Uită-te la ei. Bă, frate, voi n-au zis că n-am asigurare la mașină, le-am zis că n-am asigurare. Și zice că mi-a permisul de conducere, că n-am asigurare, auzi? Auzi, băi, auziți și voi, polițiști în culți, auziți și voi, polițiști, domnule, că ne... Da, bă, frate, bun, n-am asigurare, ia-le tu, frate, ia tu plăcuțe la mașină. Asta le-am zis. Barosane, mă grăbesc și eu, fratele meu, trebuie să ajung și eu în oraș, să-mi fac și eu asigurare, să-mi fac și eu alea. Cum? Ce să facă? Mie? Stați, frate, liniștiți, că nu am eu nevoie de Uber. Dacă dau un telefon pe familia mea, de nu vin 1000 de persoane aici. Dar n-aveți nici voi polițiști aici să veniți cu mașini cât am eu. N-am și veri. Stați, bă, liniștiți. Mai am 10 mașini acasă. Mă doare undeva. Și mai cumpăr 10 al dracu să fiu. Dar voi dacă plecați de la muncă, poate vă sunați vreun taxiu, vreun Uber, că n-aveți cu ce să mergeți. Sunați-vă voi Uber. Că eu am.
Dar o să mă interesez și eu să văd dacă îmi trebuie asigurare pentru perioada asta de urgență. Să vedem dacă îmi trebuie, nu știu. M-a citit codul ăsta nou care ești acum. O să mă uit și eu să văd. Poate nu-mi trebuie, că e perioada de urgență. Eu așa cred. Nu i-am zis-o, a pus-o Iohannis. Să vedem ce o zice el acum. Păi da, mă, n-au zis, domnule, că poate vrei să-ți faci comandă de Uber. Și am zis, stați, mă, vă liniștiți că am cu ce să merg. Poate vă luați voi când deciți de la muncă Uber și taxiul. Că eu am destul, pardon. Am destul și mașini și tot ce vreau eu. Lasă, frate, că mă descurc, stați liniștiți. Dacă erai băiat deștept, al dracu să fiu, dar nu dădeam 3 salarii de ale tale ca să fii bine. Atât îți plăteam. Nici măcar nu v-am mărit ăștia salariile la cât munciți. Să fiu al naibii. Dar nu vă ține, dar nu vă ține degeaba pe străzi. Vă chinuie și munciți. Și măcar nu v-a ridicat și voi, am luat și voi câte 4-5 milioane în plus. Corect? O, vă dă, frate. Aia e. Asta e. Dar asta e, mă, n-ai ce să faci, asta e România, frate. Asta e România. Lasă-i în pace să-și facă datoria. Vreau să văd pe ce mi-a permis. Frățiorul meu, cât durează procesul ăla să trăiască familia ta? Stau de jumătate de oră, cât durează un proces, că nu știu. Durează oricât e nevoie. Oricât e nevoie? Da. Păi înseamnă că nu știe să scrie. Să poată. Vrei să scriu mai? Cum? Scriu eu dacă e nevoie. Știi să scrii? Eu? Da. Să mă rog dacă vă pun câteva întrebări, dacă știți să răspundeți în viața voastră. Cu tot cu facultăți și ce aveți voi. Nu! Păi logic, așa ești, frate, normal. Mă scuzați, dar ai zis că ai 4 luni până de când ești aici nou. E normal să fii începător. La ta, cunosc, păi te cunosc, stai liniștit, da? Pe cuvânt. Mă cunosc. Credeți că e prima oară când vă văd sau ne oprim pe șoselile astea? Nu e, frate. Dă prost, să moră de prost. Ce mă prinde pe mine cu răgărițele astea? Cu asta? Să moră niciodată. Degeaba să moră femeia de-a face să-mi facă niciodată. Până la 2,50 de nu, mai le trebuia cai mulți. Cum? Nu, n-am cum să urc eu la volan, mă scuzați. Cum mă bași tu pe mine la volan fără numere la mașini? Cum să fiu atât de prost să mă urci tu pe mine la volan? Cine a zis că trebuie tu conduci? Trebuie doar tu te-ai... Nu, frate, nu mă urc la niciun volan! N-am plăcuțe la mașini, nu mă urc la volan!
Nu poți să mă oblige nimeni să mor la volan. Da, frate, ascult. M-a condus autobuzul marca. Așa. Numărul de matriculare București 800. Volaie la USA. BTN 2. Către București. Către București. Așa. Controlul efectuat, acesta nu a putut prezenta certificatul de matriculare pe motiv că nu l-a răsuflat sa. Totodată, acesta nu a putut face dovada încheierii vreunei polițări valabile, precedenta fiind expirată din data de 2020. Corect! De asemenea, în urma solicitărilor organelor de poliție, sus numitul, nu a respectat indicațiile impuse prin aceea că nu a așteptat în interiorul autoturismului, fiind singur în autoturism la momentul opririi în trafic și având un comportament recalcitrant. Da, frate, eu n-am avut ce marture că am avut eu. Totodată, nu a purtat centura de siguranță pe timpul deplasării. Am stabilit amendă în cuantum de 2.885 de lei cu posibilitatea de a plăti valorile minimul acestea. Dă-le dacă o să nu plătesc niciodată în viața mea. Da, mi s-au reținut plăcuțele. Așa. În baza articolului 1.2 per 1. Așa. Din nou în ce la plăcuțe, de circulație. Da, și... N-am pe ce să iau, frate, n-am semnat nimic. Opriți-ne voi. Nu, opriți-ne voi. Frate, eu n-am semnat. Băi, frate, n-ai cum să-mi pui tu mie asta în mașină când eu nu semnez. Te rog eu frumos. Nu, eu n-am semnat nimic de permis. Eu n-am semnat nimic de permis. Deci vreau să fie aici. Eu n-am semnat nimic de permis. Te rog, da, m-am mențiuni, vreau să-mi scriu mențiuni. Nu, scriu o mențiuni, te rog frumos. Vreau să scriu o mențiuni că n-ai pe ce să-mi pui tu mie permisul. Da, frate, n-am semnat nimic. Tu n-ai pe ce mi-ai permis dacă n-am semnat nimic? Nu, frate, nu o să iau absolut nimica. Eu o să ți le dau ție pe amândouă. Eu pentru permis n-am semnat. Pe ce mi-ai permis? Bun, mențiuni sau obiecțiuni? Da, mențiuni, vreau să scriu mențiuni aici. Scrii dumneata, noi scrii. Da, te rog frumos să scrie, să văd eu. Da. Păi dacă nu văd ce scrii... Hai, te rog frumos, hai. Oricum. Ok, vreau să vă pe ce... semnării procesului verbal. Eu nu semnez nimic pentru permis. Da. Te rog frumos. Vreau mențiuni. Da. Am fost oprit de către organul de poliție. De către organul de poliție. Da? Mi s-au reținut plăcuțele că nu aveam asigurare. Asigurare. Și mi s-au luat permisul de conducere. Permisul de conducere. Că nu am avut asigurare. Sau nu? Dacă am scris mențiuni, ci vreau să știu ce, asta mi-ai citit mie mai devreme, nu? Da. Și te întreb acum pe tine ca polițist, crezi că e corect? Bă, frate, lasă să vorbesc și eu aici. Crezi că e corect să-mi iei tu mie permisul? Vis-a-vis de jurământul pe care l-am depus în urmă cu 3 ani și jumătate, este foarte, foarte corect. Păi ce? Ce mi-ai cerut tu mie? Mi-ai spus să dau plăcuțele, nu! Mi-ai spus, nu! Mi-ai spus să dau plăcuțele jos, te-am spus, te rog frumos, dă-le tu că e meseria ta. Dă-le tu că e meseria de așa. De 3 luni de zile n-am ieșit afară din casă. N-am dat, corect. N-am asigurare. Mi-l luat plăcuțele. Dacă tu crezi că e corect să mi să nu mai puțin, vă rog. Dacă tu crezi că e corect să mi permisul că nu e că n-am asigurare? Deci de asta pe la colegul, nu? Păi de asta mi-l normal. Dar pentru ce? Pentru ce? Da, și am venit la mașină, am spus, frate. După 20 de frate, am zis, acolo, lângă el. Și nu am voie să vorbesc? Da, tată, zi. Două întrebări. De fapt, tu, Nașimă. Te rog. Sunteți de acord cu semnarea procesului verbal? Da, sau nu? E simplu. Nu. Chiar te rog să... Păi nu-l semnez pentru că am mențiuni. Și vreau să știu pe ce mi-l apărere. Și eu te-l semnez. Semnătura aici? Alea care unde? Dumneavoastră? Aici, da. Una aici. Și cu una la contravenie, în căsuță. Și ala e ca să primiți dovada, pentru dovadă. Copia a doua copia procesului doua verbal. Nu înseamnă că și recunoașești ce s-a unde mai trebuie să semnezi? Aici, la contravenie.
Și vreau să dați și mie dovada, vă rog. Să văd pe ce mi-ai tu mie permis. Poate ai tu dreptate. Poate ai tu dreptate. Dar nu cred. Da, dacă da. N-a venit un martor. Și am și... Domnul Tudeanu, orice altfel, vene, nedumere sau reclamați, suprivați... Maestre, deci crede-mă și spun din sufletul meu. Îți promit. Și uite, vă promit. Te-am ascultat până la capăt. Te rog frumos, dar vorbesc. Acum vreau să vorbesc. Chiar te rog. Te-am ascultat. Cu privire la procesul verbal, orice fel de nelămureri sau orice fel de reclamații împotriva asta, cu privire la tot ce s-a întâmplat aici și ce scrie acolo, la judecătoria Buftea, e termen 15 zile. Acum te ascult. Chiar o să mă duc. Da? Chiar la judecătorie. Vedem dacă tu ai dreptate, tu să-mi iei permisul, că n-am asigurare. Corect. Dacă tu ai dreptate, mai vedem. Putem să mergem pe acasă? Nu. Nu mă urcam la volan. La judecătoria Buftea, cu procesul verbal și cu dovezile înlocuitoare. Aveți o dovadă în mașină. O dovadă este mașină, buletinul vi l-am dat, cea de-a doua dovadă este la dumneavoastră. Ești fericit, maestre? Ești fericit? Ne-am înțeles? Ești fericit, nu? Frumos! Unde ai pus-o, Paule? Caută-mi mașină, i-a căzut printre scaune. Eu i-am pus-o atunci. Dacă el a aruncat-o... Da, mă! Și pe asta, ca să știți și voi, și toată lumea să știe aici, că mi s-a luat permisul și am scris în mențiuni că n-am avut asigurare. Că n-am avut asigurare, mi s-a luat permis. Asta e. Da? Să mă fiu adevărat. Au și după ce mi-a permisul băiețești. Bravo, maestru! Bă, să mă urătă, nu? Am mai primit un grad acum. Uite, frate, am luat și dovadă, am luat și tot. N-am vrut să semnez, am semnat doar că am scris mențiuni că mi-a luat permisul pentru asigurare. Ca să vedeți și voi, polițiști începători din zilele de azi, ce faci. Băi, frate, bă, unde o să ajungem? Bă, bun, o să ajungem să ne împușcăm cu ei, mă, sau să ne omorăm. Că altfel n-avem ce să facem. Ca să vedeți și voi. Asta e. Mi-a luat permisul. Ha? Ce să iau de aici? Mi-a luat permisul că n-am asigurare, mă, că v-aș gura voastră. Doamne, firaș al dracu să fiu. Dacă se poate și ceva să moară familia mea. Lasă-i dracu, mă, dă-i dracu de aici. Păi sunt deschide și asigurări și toate alea. Să moară familia mea, dar nu mi-a luat permisul că n-am asigurare la mașină. Și auzi că n-am voie să vin să vorbesc cu el. Bă, frate, stai puțin. Bă, ce mi-e permisul? N-am voie să vorbesc. Asta e, frate. Asta e. Bă, ce să mă mai spun? Vă pup pe toți, să vă trăiască familia. Și asta e poliția română. Astea sunt zilele de azi și curând o să facem o dată, să ieșim dreapta în stradă, că nu mai dă trei poști. Dacă a ajuns să ne ia permisul, să-mi ia permisul că n-am asigurare, înseamnă că suntem nebuni. Asta e. Vă pup, băi!